Astăzi vorbim despre flancăre, despre acele parfumuri care sunt derivate din unele parfumuri care s-au bucurat de un succes și o popularitate foarte mare și care deseori sunt criticate, deseori lăudate. Unele parfumuri au atât de multe flancăre că nici nu mai știi care mai este aroma, de unde s-a ajuns, de unde a plecat, cât de mult mai seamănă cu originalul. Iar piața în momentul de față este plină cu flancăre și nu știi de unde să o apuci, de unde să testezi, ce să cumperi, dacă e mai bun, dacă nu e mai bun. Da, e greu. Și m-am gândit că poate multă lume să fie în situația aceasta, în situația în care am fost și eu, de fapt, cu multe parfumuri pe care le-am ignorat pentru că erau prea multe flancăre, erau flancăre care ieșeau pe bandă rulantă și nu știam la care să mă opresc pentru că mă gândeam, hei, o să iau și eu un parfum din seria aceasta, dar aici la testat sunt doar două din cele 50 de flancăre și dacă în altă parte sunt flancăre mai bune, ok, o să amân cumpărarea unuia, o să amân testările, o să caut în altă parte, haide să vedem ce am găsit în partea asta, ce este, hai. Da. Și uite, așa am fost un dute vino și nu am mai apucat să testez și să iau niciun parfumel din seria respectivă. Da, ok. Haideți să vorbim despre aceste parfumele. Eu am ales aici 5 vârfuri, ce mi se pare mie cel mai bun din colecția mea, flancăre, care încă se mai găsesc. Pentru că asta e problema, sunt foarte multe pe care le am, sunt foarte frumoase și mult, mult mai frumoase decât originalul, dar care, din păcate, sunt discontinuate, nu se mai găsesc și nu mai putem vorbi despre ele. O să încerc să vorbesc despre parfumul pe care încă puteți să le găsiți, care sunt de actualitate. Și da, o să vorbim într-o ordine descrescătoare. Am făcut o ordine de la cele mai, nici nu știu dacă să le numesc cele mai puțin bune, pentru că toate sunt bune, sunt vârfuri, cum spuneam, spre cele mai bune. Hai să o luăm așa, o luăm de la mic la mare. Așa că haideți să vorbim despre acest top 5. O să încep cu Lady Minion Fabulous. Știu, v-am mai vorbit despre el, sunt sigură că ați văzut, ați dat de el în vreun top. Pentru că, într-adevăr, acest parfumel, mie mi se pare că are super potențial. El este miniatură ce am eu aici. Și mic așa cum e superb. Spun că este mai bun pentru că mi se pare că și mirosul lui este mult mai plăcut decât al originalului, dar și ca proiecție și persistență, cât de longeviv e el, este o mică mare diferență, acesta fiind cu mult mai bun, așa mi se pare, că persistă mai bine, că proiectează mai bine. Și, cum spuneam, și mirosul mi se pare mai prietenos, mai drăguț, e un oarecare ADN acolo, foarte puțin seamănă cu originalul, dar este absolut superb și merită încercat. Mi se pare mai frumos decât Empire, tot așa un flancăr din seria Lady Million. Mi se pare mai frumos decât acesta, lansat anul acesta sau anul trecut, Royal. Dar cred că e la începutul anul acesta, 2023, mai frumos decât Royal. Royal mi se pare chiar plictisitor. Da. Încercați acest Lady Million Fabulous, că este foarte drăguț. Nu este chiar fabulos, dar pentru un parfum citric cu flori albe, cu flori de portocal, cu un pic de lemnos și mult, mult pudrat, dulceag, cum spuneam, parcă e mandarină, portocală, parcă e un fresh de portocale acolo, portocale foarte dulci, merită încercat, merită atenție. Acesta a fost locul 5. Locul 4. O să vorbesc pe scurt despre ele ca să nu plictisim. Locul 4 este Quatre Iconic Boucheron. Acesta față de original, dacă cunoașteți originalul, este cu mult mai diferit. Nu ai spune că este un flancăr. Acesta ai spune că este un parfum de sine stătător, autonom, independent. Pentru că originalul, Quatre Simplu, este floral, este drăguț, nu are nimic lemnos, nu are nimic pudrat, nu poți să-l scoți din sfera de floral simplu. El e drăguț așa, dar nu se diferențiază cu Quatre.
Dar acesta iconic este diferit și ca note florale, care și el niște florale, dar îl catalogăm mai degrabă la un floral cu flori albe tuberoză, multă tuberoză, una foarte, de foarte bună calitate, se duce înspre Gucci Bloom, foarte frumos, cu, am lăsat un pic de ruj, am un ruj pe buze care, doamne, dacă strănut, a sărit rujul. Așa, nu pot să mai îmi revin. Trebuie să fac un clip cu produse dezamăgitoare. Am câteva produse de make-up, ceva, o glumă. Aș vrea să vorbesc despre ele. Spuneam de acesta că este mult mai diferit și că notele de tuberoză seamănă cu cele din Gucci Bloom. Adică se simte mult mai scump decât este. Are note gurmande, de ceva fructat, floral, dulceag și note de lemn dulce, lemn de santal, ceva de felul acesta, un lemn delicios. Nu se simte greoi, nu se simte bărbătesc unisex, sex, nu. Este cât se poate de feminin, cât se poate de dulce și gurmand și frumos, proiectează la super distanță, persistă și bine. E foarte drăguț. Nu știu dacă persistă la fel de bine ca Lady Million Fabulous, dar amândouă sunt parfumuri care pot spune că nu ți-e rușine cu persistența lor. Foarte drăguț, scoatră iconic și cum spuneam, față de original și de alte parfumuri de la Boucheron, mie mi se pare splendid. Splendid, splendid. Păcat că nu l-au făcut un parfum independent, pentru că mi-ar fi plăcut să plece o grămadă de flancăre din punctul acesta în care este el, ar fi fost demențial. Așa, cred că doar s-au folosit puțin de popularitatea lui Quatre, care, apropo, e popular, că zic eu că nu miroase așa și că mi-ar fi plăcut mie să fie mai sofisticat. Asta e partea a doua, că e părerea mea. Dar multă lume laudă Quatre simplu. Bun. Mai departe, locul 3. Asta e ca o surpriză, ca un fun fact, e că eu abia acum, după mult, mult timp, am aflat că Elisabe Le Parfum Royal e flankerul lui Elisabe Le Parfum. Cine ar fi chicit, nu? Cumva, fiindcă și acesta este extrem de diferit față de original, eu l-am luat ca fiind altceva, care n-are legătură cu Le Parfumul Le Parfum. Și l-am tratat ca atare, normal. Nu văd cum poate fi acesta flankerul lui Le Parfum. Trebuia să-mi dau seama de chestia asta, pentru că și sticluța seamănă, dar sunt multe serii, multe parfumuri care vin de la un brand sau de la un designer care au sticluțe asemănătoare, identice și așa mai departe. Dar da, acesta este atât de diferit de Elisabe Le Parfum, încât eu n-am avut nici cea mai vagă idee că este flankerul său. Cumva, mi-e milă de el, de acesta, că e flankerul aceluia. Stă foarte mult în umbră. Pentru că multă lume spune că Elisabe Le Parfum... nu știu ce s-a întâmplat cu vocea mea. Scamă ceva. Elisabe Le Parfum, multă lume spune că este destul de înțepător, floral și simplu. Și lumea nu se dă în vânt după el. Și cumva, probabil că se gândesc că și acesta ar fi la fel. Și de asta zic că e o situație tristă pentru Elisabe Le Parfum Royal, pentru că este foarte, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. E un parfum ciprat cu trandafiri dulci, catifelați, pudrat, frumos. Notele acestea de trandafir din el mie mi se par gurmande. Mi se pare că parcă sunt într-o grădină cu trandafiri foarte pudrați și undeva sunt niște domnițe, niște femei foarte frumoase care culeg în coșulețele lor trandafirii aceștia pentru a-i face dulceață, gem, ce vreți voi. Ceva de felul acesta. Este superb. Este catifelat, este minunat, persistă 9 ore, deci persistă foarte bine, proiectează foarte bine, e genul care poate să ningă, poate să plouă, poate să bată vântul, tu vei mirosi superb și parfumul nu se denaturează, pentru că știți că de la umezeală, de asta și unele parfumuri de la transpirație dispar,
Umezeala afectează formula parfumului. Acesta nu are nimic, deci e parfumul meu preferat de ploaie. Nu are nimic, nu îl deteriorează nimic. Este atât de rezistent, e superb. Dacă îți place genul acesta de miros catifelat, nu simt efectiv paciulii, dar atenție, are paciulii că este ciprat. Mie mi se pare superb. Are și trandafirul destul de clar, cât să nu te deranjeze, să ți se pară frumos, să ți se pară mai catifelat, regal. Miroase a catifea. A catifea cu trandafiri, cu domnițe, cu o grădină minunată, splendidă. Deci e superb și este fix de sezon rece, deși eu îl port tot anul, e ok. dar superb. Nici nu știu, cred că aș fi vrut să-l pun pe el pe locul 2. Cred că aș fi vrut să-l pun pe el pe locul 2, dar asta e. L-am pus pe celălalt. Haideți să vă arăt actualul locul 2. Este Salvatore Ferragamo Miss Signorina din Miss, doamne. Signorina Misteriosa. Din seria aceasta Signorina. Deci, parfumul acesta e o splendoare, o splendoare lactonică, sexy, de seară, frumoasă, de rochie neagră, de catifea și ea. Stați că nu se poate. Voiam să-l dau pe mine, da. Vai, super! Miroase foarte bine, miroase a flori. Tot așa cred că simt și ceva trandafiri. Dar cred că are și flori albe. Dar pe lângă partea aceasta florală, are note lactonice, ca de frișcă, ca de cremă pentru torturi. Ceva de felul acesta gurmand, excelent, dulce, vanilat, dar o vanilie minunată. De ce mi se pare acesta mult mai bun decât Signorina simplu? Sincer, am pe wishlist de câtva timp, poate chiar ani, am Signorina pe wishlist, dar parcă nu mă urnesc să o cumpăr oricum, ci doar dacă o prind la o ofertă excelentă. Pentru că Signorina simplu e frumos, seamănă cu Amo Ferragamo simplu. Mie mi se pare că Signorina e așa, o vanilie cu un pic de floral, o vanilie foarte puternică, nu stil arabesc, o vanilie așa plăpândă și puțin floral, poate un pic lemnos, lemn dulce. Și cam atât. Mi se pare simpluță, Signorina. E drăguț, e elegant, dar nu se compară cu acesta. Acesta mi se pare că are o vanilie mult mai scumpă. Notele acelea lactonice, frișcă, prăjituri, chestii, îi dă un alt farmec pentru că sunt foarte... Ok. Sunt foarte rafinate, foarte gustoase. Îți face poftă să te duci la cofetărie, dar în același timp nu este un parfum prăjituresc înnecăcios, care are și niște florale frumoase, cu un pic de lemnos. Are un pic din toate și cumva echilibrează partea aceea dulce, gurmandă, lactonică. Și cumva toată combinația asta, mie mi se pare că e excelentă. Deci, excelentă. Și de asta zic că acesta e... Chiar dacă nu e la fel de persistent ca acesta, îl consider totuși locul 2 în acest top, pentru că față de originalul său, el e un flanker mult mai bun. Că despre asta vorbim, despre flancăre. Și locul 1, nu aveam cum să nu îl menționez, este cumva în același stil ca acesta, ca Signorina Misteriosa. Cam în același stil gurmand, sexy, de seară, lactonic, delicios. Dar are un twist frumos. Acest Victor and Rolf a dat lovitura cu Flower Bomb, recunosc. Am avut o miniatură la un moment dat. S-a consumat, dar încă îmi stă gândul să iau originalul Flower Bomb. Încă îmi stă gândul. Dar dacă îți place Flower Bomb, acesta e de 7 ori mai bun.
Mie mi se pare că acesta este mai, nu e doar un floral, o bombă florală, chiar dacă flower bomb e o bombă florală și mai mult de atât, acesta e o bombă florală și gustoasă în același timp. Parfumul care mie mi-a dat dependență și o să-l pun. Da, o să mă dau cu el pentru că vreau să rămân cu el după clip. Cum spuneam, are ceva din ADN-ul lui Flower Bomb. E ceva floral scump, rafinat acolo. Dar e ceva indescifrabil. Sunt note florale, note ușor lactonice, delicioase, cu ceva vanilat, cu ceva. Nu, e o combinație minunată. Nu se poate. Nu înțeleg că el nu e atât de popular, cumva nu-l văd atât de prezent în a se vorbi despre el și merită toată atenția. Miroase foarte bine, miroase excelent. Ca persistență și ca sillaj, el e cam intim. Deși persistă pe haine, nu știu, și 2 zile, nu-l simți la aceeași intensitate, se diminuează destul de ușor, dar mirosul merită mult prea mult ca să te mai plângi de persistență. Fiindcă e și un pic mai scump, poate mai bine ai încerca acesta, ai încerca Signorina Misteriosa. Și dacă îți place acesta, uită-te ca următor parfum să-l iei pe ăsta. Că e super. E super. Dacă ai unde să le testezi, cu atât mai bine. Eu le-am văzut foarte rar la testat, dar depinde și de magazin, ce decizie ia, ce scoate la testat. Deci, da, foarte, foarte frumos. Acesta e locul 1 din toate punctele de vedere, cel puțin pentru mine una. Mirosul mi se potrivește, îmi place vibe-ul, îmi place rafinamentul. Mi-ar fi plăcut să fie mai insistent, recunosc, insistent. Nu, mi-ar fi plăcut să fie puțin mai puternic, dar până la urmă ne conformăm. Da, nu am cuvinte de laudă ca să descriu cât de mult îmi place acest parfum. În orice caz, sper că v-a plăcut selecția mea. Dacă mai doriți genul acesta de selecții de flancăre, să știți că eu mai am, chiar din mai multe categorii. Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți, dacă mai vreți genul acesta de clipuri cu flancăre mai bune decât originale, poate facem o serie. Iar până data viitoare vă doresc toate cele bune! Pa, pa!